Deci suntem acum la etapa asta de rotunjire. Da. Și am înțeles ce înseamnă rotunjirea la 10. Deci adică cei mai mic decât 200 decât 5, se ducem la 10. Cei mai mari, nu, cei mai mic decât 5, ducem la adică am 15, nu, 14. Păstrez 10. Și 4 renunți. Și 4 renunți. Așa. Și dacă am 218, merg la cealaltă 10. A, să facem practic așa, da, eu seri mai greu, da, înțeleg, ți-am povestit, așa mi se întâmplă mie. Să zicem, 288, rotunjire la 10, da? Da. 288. Nu avem treabă cu sutele și cu unitățile. Deci nu avem cu sutele și cu unitățile. Ba da, cu unitățile. Privim la unități. Deci egal 280. 8-ul ăsta, se zice că este mai mare decât 5. Aha. Și înseamnă că trece la următoarea 10. Așa. 8-ul se apropie mai mult de 10. Da. O să mă să înțeleg și eu, mă. Uite, să facem așa pe axă. Da. Deci aici e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și 10. Și acum, ideea este așa. 5-ul ăsta este bariera importantă. Este, da, bariera lui 1, 2, 3, 4. Așa. Înseamnă că este un gard. Da, un gard. Până aici este problema, aici este marea. Și la 10 e alt gard. Cu alte cuvinte, spunem așa. Vreau să reducem pe 281 la nivelul 10-lor. 280. Deci este aproximativ la nivelul 10-lor, așa, cu 280. Aproximarea văzută, da? Reducerea la 10. Dar 282. Tot la 280. Până la 4. Da, 283. Tot la 280 este reducerea. Dar 284. Tot la 280. Așa. Dar 285. Tot trece la următoarea 10. Deci 285, iată că a apărut 5-ul. 290. Trece la 290, adică se aproximează la nivelul 10-ul la pentru următoarea 10. Adică, și crește numărul 10-ul deja. Adică nu mai renunți la unități. Adică iau încă un 5. Și ăștia dispar, adică ăștia rămân la 10 și fac 290. Am înțeles. Completăm cu 10, prin adaus. Adăugăm de acum după ce se prăci. Și prin lipsă înseamnă, adică prin 281. Exact, de la 285 până la 9. Acum, cât face aici 286, cât va fi? Păi tot 290. Tot 290. Cu cât ne-am trecut de 5 de bariere, de acum până la 287, ne ducem la 290. 288. Tot la 290. 290. Prin adaos, dacă 8 unități s-au apropiat de 10 aceea, da? 289. Tot la 290. 290. Iar 290 și 290 să fii sănătos, da? Și acum la 100. Ah, asta vreau. Vreau să vedem cum aproximăm pe 2789. 89. Dar nu am învățat cu... Nu, am cu sute, că nu fac. Cu sute? Da. Așa. Așa. Aici, așa. 375. Vreau aproximare la nivel de sute. Bine. Zici. Câte? Bine. 300. Îl aproximăm la 300. Până la 375 este mai aproape de 400. Înseamnă că aproximăm la 400. Asta, mă. Pentru că acum ochiul tău fuge spre 10. Da? Nu te mai interesează unitățile, zecile. Și când cifra 10-lor a depășit acum pe 5... Acum mai crescut la sute, mă interesează doar zecile. Exact. Ochiul tău lucrează după 10. Adică hai să facem așa. 300...
315. Spre cuvânt se aproximează 315. 315 se aproximează, adică tot. Da, da, tot numărul ăsta, la nivel de sud de vreau. Ah. La nivel de sud. Atunci 300. 300, sigur că da. Sunt afrofrasice. 300, aici s-au răsfărit, da? Da, 325. 327. Tot. Tot 300. Dar 339. Da. Tot. Tot 300, sigur. Nu știu sau niciodată. Nu-mi mai schimba aici. E mai aici, eu stă pot eu. Dar 349. Tot la 300. Dar 358. Păi la 400. Așa. A apărut cifra 5 la 10. Da? Încadrăm. Dar pe 369. Cât? Păi tot la 400. 400 deci, da? Deci am început 400. Că de așa m-am dus pe cifra 5. Aici este momentul, da? De ruptură. Și în sfârșit, acum am înțeles la nivel de 10, când atenție, când îi uităm la nivelul ăsta la 10, uchiul fuge după cifra din urmă. Nu, la unități. La unități. Când ne gândim la, să aproximăm la nivel de sute, uchiul fuge la 10, vecină. Cifra vecină. Da, vecină. Da? Cifra vecină. Și acum te rog să vezi ce-ți fac acum. Uite, 3127 la nivel de sute, vreau. 3100! Asta, da. Da, 3100. Și acum la mii. La nivel de mii, vreau. 3127 la mii. La mii? Păi îl ducem la 3000. Exact. La sute? Nu! La toate. Nu, 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 la sute, de ce? Mă uitam la toate să văd dacă e 350. Dacă era 350. Da. Dacă era 500, dădeam la 400. Deci la sute, la sute, la sute. La 4000, dacă era 500, dădeam la 4000. Asta te uiți. Uite, acum eu zic așa, cât aproximativ, deci la 3000 am zis, da? Acum dacă dau așa 3499, 3499. Tot la mii? Tot la mii, vreau. La mii. La mii. 300. Nu 300 la mii. Nu 3000. 3000, sigur că... Dar și nu ai pus 4? De ce nu ai pus 4? 4, că e 4. Pentru că e mai mic. La cifra sutelor? E mai mic decât 5. Da, e mai mic 5. Da? Deci aici tot secretul. Dacă cerem la mii, apoi la vecina din imediat, vecina din dreapta, care controlează, dacă m-a ajuns până la 5, rămâne asta. Dacă m-a ajuns la 5 încolo, mărim cu unitate. Corect. Bă, e foarte simplu, da? Aproximarea asta. La nivel de 10, sute, mii. 10, sute, mii. Hai să mă revedem o dată. La nivel de 10. Da? La nivel de 10, ochiul circulă după cifra unității. Da. De dreapta. La nivel de sute, da? Sute. Se duce la unități. Totul ochiul fuge la cifra zecilor. Da, pentru că suntem la sute. Și la zecile. Mii. La mii ne uităm la cifra sute. Sute, da? Aici la mii. Și aici a fost, deci, la zeci, sute, mii. Pentru toți prietenii noștri, hai să mai continuăm aici. Dacă ar fi fost 3500, cât ar fi fost? 3500. La mii. Păi, la nivel mii. De mii, suntem pe coloana. A fost 4000? A fost 4000. 4000. Da? Iar 3879 se aproximează la nivel de mii. Se aproximează la 400. La 4000. 4000. 4000, da. Încă sunteți la revoie. Urechea voastră lucrează sau ochiul încă pe sute. Am la mii, mai e dificil acum trece. Ei, cu aproximarea aceasta și rotunjirea, cum spunem noi, la nivel de zeci, sute, mii, este clară problema. De aceea puteți să rotunjim la mii.
Altă problemă, ce mai ai tu? Ce mai ai cu care te frământă? Rotunjire la 10 numeri. Asta am făcut-o. Da. Rotunjire la... Acum am 10 minute problemele alea cu bazii. Să-i dai un alt profesor să-l pui în încurcătură? Nu, dau un amic într-o parte. Da? Dacă o aveți pregătit, acum am eu. Am eu repede. Hai, hai să mai facem niște muzică ca ieri. Știi ce spun? Că contează foarte mult. Chiar dacă cineva nu ne încurajează, noi ne mergem pe culoarea noastră. Asta, într-un buchet sunt patru garbante roșii. Mă gândesc la un număr. Lasă-mă pe mine și tu ești atent acum, da? Bine. Hai să facem următoarea. Data viitoare. Sigur, data viitoare vii pregătit cu mai multe întrebări. Deja ai temă de făcut, deja au făcut o serie de lucruri, da? Uite, 731 minus 914 plus 237 minus 415 plus 219 așa, plus 219 și minus 100 și plus 759. E calcul, hai să facem calculul ăsta. E să te, da? Te rog. Sunt o serie de operații și cu plus. Asta e, asta e. Că dacă vrem în ordinea în care îi surprindem aici, nu avem cum. De aceea, toți cei cu plus să fie la locul lor și cei cu minus? 219, acolo minus 100 se poate. Așa, da. Acolo s-ar putea. Dar ai pe celălalt de toate care îți zică probleme. Da. Și atunci, facem șmecherea noastră, tot ce-i compus la început, adică dictează. 731 plus 237 plus 219 da. Plus 759. Plus 759. Minus. Să scrieți unele sub bază. Vreau să-ți scriu, da? După. Da, în etapa următoare. Minus? Minus 914, minus 415, da. Minus 100. Atâta. Minus 100. E calcul. Să vedem. Scriem dedesubt. Am scris un grap aici ca să nu vreau să faci. 731. 731. Plus. Plus. 237. Da. Plus 297. Poți să spun mai multe, dar câte am? Da. Plus 219. 219. Nu trebuie să fac răspunsul și pun la numărul celălalt. 759. Plus 759. Și asta. Ia să vedem dacă ne discurcăm. Este prietul prima dată. Exact. Să nu și cred de emoții. Hai să vedem. 9 cu 9. Nu, nu, nu înțeleg așa. Cum? 1 cu 9. Asta e, mă. Uite, mă. Cu ăsta sau cu ăsta, n-are importanță. Cu ăsta care e la toată. Și-a făcut ăsta. Și-a făcut 10, da? Și acum facem 9 cu 7. Așa. Încă 10. 16. 16 și cu 10 asta? Scriem 6. 6. Și câte 10? Trebuie să le adun. 20. 26. Deci suma asta toată, fac 26. 6 scriem și câte 10? 2. 20 îți fac dus aici. Acum începem. Păi 2, 5 și cu 5, 10. Așa. 2 și cu 3 fac 5 și cu 5 ăsta. Fac 10, foarte tare. Și 31? 31, 4. Și cu 10? 5. 10 și cu 10 și cu 4, 14. Da. Încă o dată. 2 și cu 3? Nu. Hai să împărțim 2 la 3 și 3. Ca să-mi dea 4, 4, 8. Și așa, mă, dar... Era prima dată. Ideea asta a fost mai tare. Hai cu dată. Deci cu 3 ăsta a făcut 5. Și cu 5 ăsta de aici? Cu 5 ăla de acolo, 10. Și 13 și cu 1? 13 cu 14. 4 scriu și 1 se duce aici, la vecini. Da. Acum. Acum facem cea mai grea operație.
Hai să vedem repede. 2 cu 2, 4. Nu, eu m-am zis așa. 1 ăsta și... Nu, nu, nu. 2 cu 9, 2 cu 7, 9. 2 cu 7, tot 9. Și 1 îl pun la 2 cu 7, de acolo de sus. Așa, dar... Uite așa, deodată făceam 10, a? Aia înseamnă 1000. 1946. Corect. 1946. Iar ne ține acum că la sute zapă, deci însă 1946. A trecut direct, adică nu v-ați gândit la ea. 1946. Minus. Și cum să scădem pe fiecare? Scădem mai întâi 914 până în 400 și până 100 sau facem o idee deșteaptă? Facem o idee deșteaptă. Le-am adică adunat pe toate. Pe toate. Toată datoria s-o adunăm. Deci zicem 914 plus 415. 415 plus 100. Așa. Ia să vedem ce face. Am așezat bine sau iar e prost? Bine. E bine. Bun. Hai repede. 40 cu 5. 40 cu 5, 9. 1 și cu 2. 9 și cu 10. 1429. 1429. Minus 1429. Ei, e egal cu. Destul de grea. Hai să vedem. Nu, vrei să... Nu, poți să pun așa. Vrei și așa. 6 din 9 în spate, ne plantăm. 10 în 1, 7 la final. La unități. Da. 3 minus 2, 1. 1, da. 9 minus 4, numărul 4, 5. 9 minus 4, 5. 1 minus 1, gata. Răspuns. Răspuns corect este 517. 17. Poți să-mi problemă acum cu asta? Nu, uite de ce șmecherii. Dacă ești atent acum, îți fac o șmecherie și te rog urma un pic, urma un pic, că am nevoie de tine acum. Foarte tare. Bă, știi ce gândesc tu? Să șterg pe 759 și să pun U sau X sau cum ce vrei tu. Și știi tu când va fi? Dacă facem calculul tot? Da, știu că trage. 714. Așa. Deci pe ține locul în 714. Deci asta am vrut să fac. Cât era 714? Da. Și dacă pun mă 714, da, 714. Și dacă ștergi mai stat de aici și pun... Dar nu era 759. Era 759. 759 era. Da? Da, uitați că am venit tablă la adunare. Ultimul, în 759. Aaa! 19. Și acum cât este? 219. Așa se fac și negheșițile. Să știi că când propune ceva un negheșițiu, își pune o serie de... face un calcul de ăsta, găsește răspunsul și tu nu știi una din ele și pune 1. Gata! Și tu trebuie să te duci și muncești să găsești, că tu nu știi. Nu știi. Da? Deci așa se compune negheșițile. Noi acum știm. 219. Zici că eu nu am făcut așa ceva. Nu. Viața mea n-a făcut. Deși n-ai făcut în viața ta. Nu, dar nu știam nici măcar ce erau mine în clasa a doua. Da, dar vezi tu, profana, ne jucăm și da, sub formă de joacă, avansăm niște chestii formidabile. Dar vreau să știi de- cum să vă... Deci, o spun încă o dată. Dacă vă bizuiți doar pe o singură chestie, să faceți așa șablonizat cum ați făcut deasupra în lungul timpului și să agresați pe copil, să nu-i dai voie să faci așa ceva. Am început destul de trist. Vocea lui era foarte tristă. Da. Și eu nu mă puteam, nu puteam intra în lecție cu el, pur și simplu. Aveam și eu o stare de suflet, așa, și am zis, băi, ce fac acum? Ratez lecția. Da. Profesorul și învățătorul nu are voie să aibă, să spunem, alte probleme. Când el a urcat pe scenă, indiferent de câte probleme are, le uită pe toate. Corect. Deci acolo, el transmite starea lui de suflet. Deci automat o transmiți. Și de aceea trebuie să ieși din toate problemele și să fii ca un actor. Actorul, când a urcat pe scenă, indiferent de... El trebuie să intre în rolul
personajul respectiv și să-și facă treaba. Așa și profesorul sau învățătorul. Poți mai rapi una? Te rog, zi. Compunem tu aici și tu repede. 750. 750. Plus 300. Deci pui de-a dată plus la început. Nu. Pun minus, după aia. Așa. Plus cât? Plus 300. Așa. Minus 500. Așa. Minus 300. Bine. Lasă că spui interesant. Cât face? 200. Cât face rezultatul? Nu 200. 250. Da. Dar cum te, cum ai, de ce ai punctat pe 250? Îmi explică. Cum de ce l-am dat pe 250? Pentru că am pus 750 plus 300, mi-a dat 1500. Eu m-am gândit că ai zis 300, scăzut 300, nu mai fac nimic. Ai zis un profesor. Asta vreau, mă. Asta vreau la tine, că zic, de aia ți-a așezat așa. 300 minus 300, mă știu, de 700 zi am scăzut mai ce. Da, dar mă mai așa. Nu, mi-e greu cum ai făcut. N-am făcut 1000 direct. Uite, nu vă spun. Eu vreau așa, că de-aia când ai văzut că e 300, scăzut 300, zic așa și așa și mâncărea. Dacă spuneai așa, te luam în brațe și mergeam pe aici cu tine, chiuind de bucurie. Asta însemna sprintul intelectual care vreau la tine. Ți-ai dat 300 minus 300 și se fac zero, n-am nicio treabă. Și aș spune, rămas 750, fără de 250, era mult mai știu. Așa e adunat. Este, că nici timp. 750. N-am pierdut, pentru că știam că face. Ascultă-mă. 750 cu 300, fac 1050. Scăzut 500, scăzut 300, scăzut 800, dar nu fac 250. Dar când ți-ai așezat așa, a zis, bă, ăsta e șmecher tare. 300 scăzut 300, își bate joc de mine. Mai fă unul, nu? Ia mai fă unul. 700. 700. Minus 400. Plus 500. Plus 400 pui aici. Plus 400. Bine. Minus 500. Minus 500. Cât face? Trebuie. Păi... 200 și cu 400... Care? Rezultat final 1500? Da. Stai o secundă. Dacă ar fost plus 100 aici, ca unul așa și unul așa, când se face 0. Păi am făcut 500 plus 1000 și 100 minus 100. Da, dar tu nu ai pus așa. Da, ai pus minus. Era un minus, datorie le-ai făcut. Datorie? Ar trebui să aduc datorie și ce aduc minus 200. Da? Atenție. Deci așa că ai făcut. Corect, rezultatul este 1000 cât? Așa. Păi 100 minus 100 dă 0. Nu? Că s-am 200. Minus 100, minus 100. 1300. Asta e, vezi, 1300 facem. 1300 pentru... Acum pun, da, minus acolo. Zi, 500. 500. Minus 1. 1. Minus 1. Minus 1, da? 300. Plus 300. Face? Nu, 1 plus 1. Dar tu ești minus 1 minus 1. Așa? Am văzut. Nu, ești minus, e înregistrare. Am văzut. Nu. Vedem în înregistrare. Nu, bine. Hai ce fac. Lasă așa, dă-mi răspuns așa. Bine. 700. Da. 798. 798.
Așa, dar ne oprim aici. Spunem că a făcut o lecție foarte frumoasă, mai ales partea a doua, a fost extraordinară. Și asta trebuie să înțelegem un lucru. Matematica îți face într-o stare de bună dispoziție. Și trebuie să vă spun neapărat asta. N-ați avut în primii 5 minute. În primii 5-10 minute amândoi eram într-o stare de plouare. Era o vreme ploioasă, așa, și greu ne-am uitat în lecție. Spuneam de buna dispoziție. Așa repede îți vine ideea mea care stare sufletească foarte bună. Și ai încredere în tine și totul merge de la sine. Spuneam de fiică mea când era elevă, deci în clasa a patra, avea caietul așa până la nivelul... Se lucra continuu, își punea căști în ureche, muzică și... Și lucra cu legeri întregi. Da, da. E fiecare în felul lui. Da, corect. Așa ajunge. La revedere, hai zici, la revedere. Să uitați la like, să vă abonați la Prof Online. Sinteză, mai faceți? Sinteză ce am făcut la asta. Da. Hai să produngirea numerelor. L-ai învățat domn profesor? Da, pentru că am înțeles mai bine. Așa, am înțeles de la tine mai bine, nu? Da, i-am făcut și eu. Am făcut de la 5, de la 5 în sus. Așa și... Da, aceea cum se spune. Problema falsă ipoteză, da? Da. Metoda falsă. Metoda falsă. Metoda falsă ipoteză. Da, falsă. Ipoteză. Ipoteză. Hai. La revedere, să nu uitați de like, share, să vă abonați la Prof Online. La revedere. La revedere.